Dacă vreți să deschideți împreună cu mine la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, pagina 1161 din traducerea Cornilescu. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Vom citi de la versetul 18. Unde cuvântul Domnului spune așa: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Știu că joi am petrecut majoritatea din noi sărbătoarea aceasta în familie, unde am mulțumit Domnului pentru familiile noastre, pentru binecuvântările Lui. Și astăzi putem să spunem că sărbătorim această zi a mulțumirii în familia bisericii, aici. Și doresc din toată inima ca Domnul să vă binecuvinteze. Vă spun sincer că îi mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră. Mulțumesc Domnului pentru Biserica Emanuel. Sunteți oameni minunați. Și doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru dragostea dumneavoastră, pentru rugăciunile dumneavoastră, pentru suportul dumneavoastră, pentru încurajările care le-am primit și le primim. Suntem recunoscători dumneavoastră și Domnului. Și astăzi este potrivit să vorbim despre mulțumire. Și dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, o să observăm că mulțumirea, acest subiect, este așa de important și mulțumirea este o disciplină care ar trebui să fie în viața noastră, trebuie să ne însoțească întotdeauna. Și titlul mesajului meu în această dimineață este: mulțumiți lui Dumnezeu întotdeauna pentru toate lucrurile. În primul rând, să știți că a fi mulțumit este o decizie. Nu este un rezultat a circumstanțelor în viața noastră. Ne așteptăm să fim mulțumiți pentru că toate lucrurile ne merg bine și atunci putem să fim mulțumiți. Dar nu este așa. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni, capitolul 5, cu versetul 20. Din nou, tema aceasta, mulțumiți totdeauna pentru toate lucrurile, se repetă mereu și mereu în Scriptură. Și spune așa: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Cuvântul acesta, mulțumiți totdeauna, este o disciplină care trebuie să o avem în viața noastră. Și în textul acesta lărgit, începea în versetul 16, spunea: bucurați-vă întotdeauna, o disciplină. Rugați-vă neîncetat, adică întotdeauna, o disciplină. Mulțumiți lui Dumnezeu întotdeauna pentru toate lucrurile, o disciplină. Și poate ne întrebăm, dar cum să-i mulțumesc Domnului când circumstanțele mele... Poate aveți copii care nu merg pe calea Domnului. Poate finanțele nu merg așa de bine. Aveți suferință în trup, ați primit un diagnostic de la doctor. Trebuie să-i mulțumim Domnului pentru că este o poruncă. Lucrul acesta îl cere Domnul de la fiecare copil al lui. Apoi trebuie să-i mulțumesc pentru că El a promis că se va îngriji de noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Evrei, capitolul 13, cu versetul 5. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Știi că în situația care te afli, Domnul s-a legat prin cuvântul Lui și El nu poate să mintă că El nu te va părăsi niciodată și cu niciun chip, că El este cu tine? Dacă Domnul este cu tine, cine poate să stea împotriva ta? Și dacă Domnul este cu noi și a promis că nu ne lasă, am un motiv să-i mulțumesc lui Dumnezeu întotdeauna. A fi mulțumit este o decizie. Nu este ca și rezultat la circumstanțele din viață. Apoi, mulțumirea își are originea în voință, nu în sentiment. Noi suntem latini, suntem foarte sentimentali și ceea ce simți poate să fie o scuză. Să zic, nu simt că trebuie să mulțumesc. Dar cuvântul spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Care este voia lui Dumnezeu?
Să-i mulțumesc întotdeauna. Este o poruncă. Scuza că nu mă simt mulțumitor, de fapt, este invalid. În lumea modernă, spuneam și în alte mesaje, lumea de astăzi este glorificat ceea ce simți. Ceea ce simți este atât de important. Doamne ferește să nu spui ceva care ofensează pe cineva. Chiar dacă este adevăr. Când am terminat școala cu 23 ani în urmă și am început cariera de stomatolog, lucru care m-a șocat în primele luni de practice a fost când mă uitam pe fișele medicale a pacienților mei. Și ceea ce m-a șocat a fost câți oameni din pacienții mei erau pe medicamente antidepresive. Și mă uitam la ei, mă uitam la fișe înainte, la fiecare pacient, înainte ca să-l vezi. Erau oameni cu familii, oameni cu cariere, oameni rezolvați și mă uitam la ei, dar nu au nici un motiv ca ei să fie pe medicamente antidepresive. Când te uiți la un om care este pe antidepresive, știi că omul acela se luptă cu sentimente în viața lui care nu sunt bune. Și medicamentele acestea de antidepresive sunt ceva care tratează doar simptomele, nu cauza. Știți, dacă cineva își rupe un picior și are nevoie de o cârjă, nu-l blamăm pe omul acela că are nevoie de o cârjă cât piciorul este rupt, dar după ce soluția nu este să ai o cârjă toată viața. Soluția este ca piciorul tău să fie pus la loc într-un gips, să se vindece, să poți să mergi din nou. Sunt momente în viață când trec oamenii printre mine și nu-i condamn dacă trebuie să au nevoie de o cârjă, de medicamente antidepresive, dar acestea nu tratează cauza problemei. Cauza problemei este o gândire greșită. Și dacă gândirea greșită nu este tratată, o să iei antidepresive toată viața. Nu blamez pe copiii Domnului care au nevoie de aceste lucruri. Dar aș vrea să vă spun ceva. Nu acoperiți doar simptomele. Dacă am cancer pe piele și pun doar un band-aid, un bandaj peste el, aceasta nu tratează cancerul. La fel, Domnul vrea să vină și să ne spune nouă sentimentele noastre. Dacă avem probleme cu sentimentele, trebuie să rezolvăm cauza la acele sentimente, care este ceva de obicei greșit în gândirea noastră. Dacă noi suntem conștienți de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, de resursele care le are El pentru noi, promisiunile Lui care le are pentru noi, tratăm problema prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, a fi mulțumit este o decizie. Chiar dacă pe moment nu mă simt așa de bine. Apoi, mulțumirea este o disciplină spirituală pe care Dumnezeu o cere de la toți copiii Lui. În alte cuvinte, Domnul se așteaptă de la noi, înainte ca să avem răspunsul la rugăciunile noastre, la dorințele noastre, să venim și să-i spunem mulțumesc. Știți, în România spunea, dacă nu spuneai mulțumesc când îți dădea cineva ceva, spunea că nu ai cei 7 ani de acasă. Dacă nu salutai pe cei care erau mai în vârstă decât tine, spunea că nu ai cei 7 ani de acasă. Am crescut într-o cultură de onoare în România. Oricine, când mergeam pe stradă, la școală, la biserică, oricum, când trecea un adult pe lângă noi, întotdeauna spuneam bună ziua, bună dimineața, bună seara și să rămână dacă erau doamne. Lucrul acesta era lege. Făcea parte din bunele maniere. Apropo, aș vrea să vă spun că frații în vârstă din biserică au crescut în acea cultură de onoare. Și să nu-i saluți când treci pe lângă ei este o insultă. Pentru că ei întotdeauna au salutat pe cei care au fost mai în vârstă decât ei. Să știți că la fel și Dumnezeu are anumite pretenții de la copiii Lui, să aibă anumite maniere. Și unul din aceste maniere este întotdeauna să spună mulțumesc. Nu este vorba de sentiment, dacă te simți mulțumitor. Nu, face parte din bunele maniere a unui copil al lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu Coloseni, capitolul 3, cu versetul 15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Și mai ceva. Și fiți recunoscători. Dumnezeu are anumite pretenții de la copiii Lui.
Cerințele noastre, când venim în rugăciune înaintea Domnului, trebuie întotdeauna să fie însoțite de mulțumire. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 6, spune așa: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Cum? Prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Da, putem să venim cu cererile noastre, cu dorințele noastre, cu rugăciunile noastre. Dar dacă nu le aducem cu mulțumiri, ele sunt incomplete. Imaginați-vă că scrieți o scrisoare foarte frumoasă. Puneți în ea un cec de $1,000,000 și vreți să o trimiteți la cineva fără să puneți timbru. Ce se întâmplă? Se întoarce la destinatar. Așa sunt rugăciunile noastre care nu sunt însoțite de mulțumiri. Putem să spunem lucruri foarte frumoase în rugăciune. Putem să declarăm lucruri minunate, să cerem lucruri extraordinare. Dacă nu adăugăm mulțumirea, este ca și cum am trimite o scrisoare fără timbru. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Dar aceasta trebuie să fie cu mulțumiri. Mulțumirea este o disciplină spirituală pe care Domnul o cere de la toți copiii Lui. Apoi mai mult, mulțumirea trebuie să însoțească toate activitățile noastre. M-ați auzit bine? Mulțumirea trebuie să însoțească toate activitățile noastre, nu doar rugăciunea. Dacă nu poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru o activitate, atunci ar trebui să te întrebi dacă chiar ar trebui să faci acea activitate. Coloseni, capitolul 5, cu versetul 16, spune așa: cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cum? Cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Vă rog să puneți versetele acestea în Coloseni 5, versetul 16 și 17. Coloseni 5, 16 la 17. 3, îmi cer scuze. Spune aici așa: și orice faceți. Ce poate fi exclus de la cuvântul orice? Nu poți să excluzi nimic. Și spune: și orice faceți cu cuvântul, adică orice vorbire care o am eu. Orice propoziție care zic, orice frază care o zic, orice conversație care am, trebuie să aibă două calificări. Trebuie să pot să fac lucrul acela în numele Domnului și apoi să mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul care l-am vorbit. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, absolut orice activitate care o fac, să faceți totul, orice activitate, orice vorbă, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Orice faceți și totul, cu cuvântul sau cu fapta, trebuie să putem să facem în numele Domnului sau să spunem în numele Domnului și apoi să mulțumim pentru acel lucru. Dacă nu poți să faci ceea ce planifici să faci în numele Domnului și apoi să aduci mulțumire, ar trebui să spui un mare semn de întrebare dacă tu chiar ar trebui să faci acel lucru. Am fost lider de tineret 7 ani de zile, cu ani în urmă. Și tinerii mai aveau întrebări. Și tinerii credincioși mai întrebau: cu fata asta care vorbesc, cât de departe pot să merg? Și răspunsul este aici. Orice faceți cu vorbirea sau cu fapta, să poți să faci lucrul acela în numele Domnului și apoi să-i mulțumești pentru lucrul acela. Și gândește-te că fata cu care vorbești este fiică de împărat. Și el are grijă de copiii lui. Și
în conversațiile, în plimbări la care mergi la înghețată sau unde trebuie să te gândești că trebuie să faci lucrul acela în numele Domnului și apoi să mulțumești. Și apoi, standardul acesta putem să-l punem la orice vorbire și orice activitate care o facem. Vorbirea care o avem pe holul bisericii sau în parcare trebuie să se califice la lucrul acesta. Să pot vorbirea care o am să o am în numele Domnului și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru conversația aceea. Lucrurile la care mă uit pe telefon, pe computer, filmele care le vizionez, glumele care le spun, prieteniile care le am, locurile pe care le vizitez, trebuie să pot să fac lucrul acela în numele Domnului și să mulțumesc Domnului pentru lucrul acela. Aceasta definește foarte mult ceea ce putem face, pentru că mulțumirea trebuie să însoțească toate activitățile noastre. Iar dacă faci ceea ce trebuie să faci și o faci fără să mulțumești lui Dumnezeu, fără să fii mulțumitor, ai ieșit în afara voiei lui Dumnezeu. Pentru că să faci ceva fără să mulțumești, nu mai ești în voia lui Dumnezeu. Și nu mai poți să te aștepți la harul lui Dumnezeu, la însoțirea lui. Nu vi se pare trist să faci sacrificii pentru Domnul și să nu primești nicio răsplată și chiar să fii în afara voiei lui Dumnezeu pentru că nu le faci în numele Domnului și nu mulțumești lui Dumnezeu pentru acea activitate? Nemulțumirea, de fapt, este un păcat și un păcat grav. De ce este așa de gravă nemulțumirea? Și de ce vedem în Scriptură că Dumnezeu tratează nemulțumirea cu seriozitate? Pentru că nemulțumirea în viața noastră stinge Duhul. Ungerea Duhului, călăuzirea Duhului din viața noastră. Observați ordinea la textul care l-am citit. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Următorul verset. Nu stingeți Duhul. Nemulțumirea stinge Duhul. Ați observat că oamenii care sunt nemulțumiți nu au călăuzirea Duhului și ungerea Duhului peste activitățile lor, peste vorbirea lor? Sau chiar în viața noastră? Mulțumirea creează o atmosferă pentru cer. Cu ani în urmă, împreună cu soția mea, cu Violeta, am făcut o listă la care să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și i-am mulțumit Domnului pentru cruce, pentru jertfa lui, iar apoi am început de la bunicii noștri. Și am mulțumit pentru bunicii noștri care au venit la credință. Bunicul Violetei a fost unul dintre primii 4 sau 5 păstori din România. L-a botezat pe fratele Boghean, care a fost președintele cultului. Fratele Gheorghe Lela, un om care avea vedenii de la Domnul și care Domnul a lucrat într-un mod minunat. Bunicul meu s-a întors la Domnul, prima dată la oastea Domnului, apoi Domnul i-a dat daruri, vedenie și prorocie. Un om deosebit al lui Dumnezeu. Sunt conștient că astăzi trăim pentru că Domnul a răspuns rugăciunilor lui, a bunicilor noștri și a părinților noștri. Și i-am făcut o listă și i-am mulțumit lui Dumnezeu. Și unul din lucruri pentru care i-am mulțumit, Violeta, când trebuia să meargă la școală în România, trebuia să treacă căile ferate. Și în una din zile a trecut, înainte să treacă căile ferate, o soră de la biserică cu familia, a salutat-o, a mers mai departe și ceva a făcut-o pe sora aceea să se întoarcă înapoi să uite la Violeta. Și Violeta, fiind foarte îngândurată, n-a văzut că venea trenul. Și femeia a țipat dintr-o dată. Doar s-a blocat când femeia aceea a țipat. Și următoarea secundă a trecut trenul cu mare viteză prin fața ei. Vă întreb, cine a făcut-o pe sora aceea să-și întoarcă capul să o vadă? Dumnezeu. Dacă n-ar fi vegheat Dumnezeu, n-ar fi fost astăzi Violeta cu noi. Și ne-am adus aminte de toate rugăciunile care ni le-a răspuns Domnul de-a lungul anilor, de binefacerile Lui, de harul Lui de-a lungul anilor. Și am văzut că lista aceea trecea de la o foaie la alta, tot le-am scris și am stat să-i mulțumim Domnului pentru fiecare din aceste lucruri. Știți ce s-a întâmplat? Am realizat cât de mare este dragostea Lui Dumnezeu pentru noi. Am realizat că Domnul este credincios, că El a vegheat.
N-am meritat și a avut milă de noi și s-a îngrijit de noi. Și psalmistul de aceea spune, nu voi uita nici una din binefacerile lui. Vă recomand când mergeți acasă să faceți o listă. De fiecare dată când v-a răspuns Domnul la rugăciune, nivelul nostru de mulțumire este proporțional cu nivelul nostru de a fi plin de Duhul. Nemulțumirea însă stinge Duhul din viața noastră. Iar apoi, dacă nu poți să mulțumești Domnului pentru o persoană, pentru o grupare de oameni, pentru o biserică, nu avem dreptul ca noi să ne rugăm pentru acea persoană sau pentru acel grup. Găsim în Scriptură un tipar care este foarte fix, strict aș spune. Găsim la Apostolul Pavel, dacă vă uitați la toate scrisorile lui, nu găsim niciodată să se roage pentru o persoană sau pentru o biserică, fără ca întâi să mulțumească lui Dumnezeu pentru acea persoană sau pentru acea biserică. Și aș vrea să observați ordinea aceasta. Romani, capitolul 1, versetul 8 și 9. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu, prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său îmi este martur că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Ce face prima dată? Mai întâi spune, mulțumesc lui Dumnezeu, iar apoi îi pomenește în rugăciune. Apoi pentru cei din Efes, Efeseni capitolul 1 cu versetul 15. Observați, de aceea spune Pavel, și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus, care este în voi, și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Ce face prima dată? Mulțumește lui Dumnezeu, iar apoi se roagă. Filipeni, capitolul 1, cu versetul 3. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Înainte ca să se roage pentru ei toți cu bucurie, spune, mulțumesc Dumnezeului meu. Pentru cei din Colose. Coloseni, capitolul 1, cu versetul 3. Observați ordinea. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi. Prima dată mulțumește, iar apoi se roagă. Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 2. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Ce face înainte să-i pomenească rugăciune? Îi mulțumește întotdeauna lui Dumnezeu. Iar apoi când se roagă pentru fiul lui în credință, Timotei, ce face apostolul Pavel? 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 3. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Ordinea aceasta o găsim mereu și mereu în Scriptură. Știți, de multe ori suntem tentați să-i spunem Domnului ce ne-a făcut fratele sau sora, soțul, soția, copiii, părinții, prietenii. Și când te rogi pentru un frate, pentru un copil al lui Dumnezeu, nu avem dreptul să aducem pâră. Niciodată. Nu avem voie să-i spunem Domnului ce a făcut fratele sau sora sau cum ne-a jignit. Nu. De ce? Pentru că aceasta este slujba diavolului. Apocalipsa, capitolul 12, cu versetul 10. Spune așa, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noaptea îi pâra înaintea lui Dumnezeu, înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Pârâșul este cel rău. Și diavolul caută agenți care au acces la tronul lui Dumnezeu, care să-i facă slujba lui. Să meargă și să pârască pe frați. Diavolul caută agenți care să pârască pe frați
Dumnezeu, în schimb, spune, caut un om care să stea în spărtură, să mijlocească pentru cetate ca să nu o nimicesc. Problema. Dar nu găsesc niciunul. Să știți că nu este rugăciune să venim la Domnul și spunem, Doamne, uite la zidurile astea dărâmate, uite ce a făcut fratele sau sora, păstorul, cutare. Când aducem pâră, facem deja, fără să ne dăm seama, geabul diavolului. Diavolul caută agenți, Domnul caută oameni. Și trebuie să ne întrebăm fiecare din noi, atunci când mă rog, a cui slujbă fac? A cui agent sunt? Dacă nu poți să mulțumești lui Dumnezeu pentru cineva, pentru o grupare de oameni, pentru o biserică, nu ai nici dreptul scriptural să te rogi pe acel om, pentru acel om, pentru acea persoană, pentru acea biserică. Dumnezeu dorește să primească jertfele noastre și rugăciunile noastre, dar ele trebuie să fie fără cusur, trebuie să fie cu mulțumiri. Apoi, dacă nu putem să mulțumim lui Dumnezeu pentru circumstanțele din viața noastră, aceasta este o dovadă că noi suntem căzuți spiritual. Dacă este vreo circumstanță în viața noastră pentru care noi nu putem să mulțumim lui Dumnezeu, este o dovadă că noi suntem spiritual la pământ. În Scriptură găsim o ordine a binecuvântării. Domnul face o chemare și face o promisiune la om. Apoi urmează stadiul 2, pregătirea pentru acea chemare sau promisiune. Și stadiul 3, împlinirea promisiunii sau a chemării. Noi ne bucurăm atunci când vine Domnul cu promisiunile lui și chemările lui. Dar automat după vine stadiul 2 de pregătire. Și aici de obicei ne duce Domnul într-un deșert, într-un pustiu, într-un loc unde nu avem rodire, unde nu ne merg lucrurile așa de bine. Finanțele nu sunt așa de strălucite. Avem necazuri, avem probleme. Aici sunt anumite lecții, sunt teste pe care noi trebuie să le trecem, pentru că avem nevoie de aceste lecții, de aceste teste, ca să ne califice pentru binecuvântările lui Dumnezeu. Ascultați ce scrie Iacov. Iacov, capitolul 1, de la versetul 2 la 4. Și vorbește despre starea aceasta de pregătire, dintre promisiune și împlinire. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. La prima vedere, this statement sounds ridiculous. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți, aici este problema, mulți nu știu. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează ceva, lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. De ce? Ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. În alte cuvinte, încercarea, testul, are un rol în viața ta să-și facă, să te treacă printr-o școală, să te califice, ca să fii desăvârșit, să fii întreg, să fii pregătit pentru binecuvântarea care urmează. Domnul nu poate să ne dea anumite binecuvântări, să ne încredințeze anumite chemări, până noi nu suntem calificați. Nu poți să fii medic până nu treci anumite teste de la școală, că altfel o să omori pacienții. Trebuie să cunoști farmacologia, fiziologia. Trebuie să ai practice, nu se poate altfel. Și Domnul are o chemare pentru fiecare copil al lui. Și face chemarea cu bucurie. Noi am vrea să trecem de la chemare, să spun, vreau să fiu medic și să trec direct să profesez. Și este imposibil, trebuie să treci anumite teste, trebuie să faci o școală. La fel este cu lucrurile spirituale. Domnul are o chemare, dar are și o pregătire, un timp de mijloc. Dacă nu putem să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru timpul acesta de pregătire, noi nu trecem testul. Și ne gândim, da, dar nu e adevărat, că văd la alți oameni care lor le merge bine. Nu. Dacă ne uităm în Scriptură, acest tipar a fost adevărat pentru fiecare persoană. Domnul a avut o chemare pentru Avram, dar înainte ca să ajungă în țara promisă la chemarea, a trebuit să treacă niște teste. Până acolo să aducă pe fiul lui ca să-l jertfească. Când a trecut testul, a primit binecuvântarea. Moise a primit chemarea lui Dumnezeu, a știut în inima lui că el va fi cel care îi va scoate de acolo, din Egipt.
Dar de la chemarea aceea din inima lui până la împlinire a trebuit să aibă o școală de 40 de ani. A trebuit să treacă niște teste acolo în pustiu. Iosif a avut chemarea aceea despre care am vorbit, visurile care i le-a dat Domnul. Și s-a așteptat Iosif de la vis să meargă direct la împlinire. Nu, nu, nu. A trebuit să treacă prin deșertul lui și să treacă anumite teste. David a fost uns împărat și ne-am așteptat la un tron. Nu. No. Ani de zile să fugă de Saul prin pustiu. Apostolul Pavel primește chemarea să ducă Evanghelia la neamuri. Dar între chemare și aduce Evanghelia la neamuri, ani de zile a fost în Arabia. Și acolo a primit Evanghelia directă la Dumnezeu prin revelație. Există o ordine. Și în timpul acesta de pregătire, în circumstanțele astea, diavolul vrea să ne dărâme. Și Domnul ne spune, frații mei, să priviți ca o mare bucurie, să nu cădeți jos când treceți prin încercare. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, să fiți întregi, să fiți pregătiți, să nu duceți lipsă de nimic atunci când intrați în binecuvântarea care o are Domnul. Mă bucur că în Scriptură, biografiile din Scriptură sunt total oneste 100%. Și Domnul a lăsat lucrul acesta ca noi, atunci când falimentăm, atunci când nu suntem la standardul la care îl cere Dumnezeu de la noi, să găsim speranță că este recuperare pentru noi. Și Ilie, acest om mare al lui Dumnezeu, Romani capitolul 11 cu versetul 2, și Ilie, acest om mare al lui Dumnezeu, a avut o perioadă când a fost jos spiritual. Și spune cuvântul Domnului așa, Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice, Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce îi răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Găsim pe Ilie într-o stare jos, spiritual. Nu era într-o stare de credință. Nu mulțumea lui Dumnezeu pentru Israel. În loc să stea în spărtură ca și proroc al poporului, a început să părască pe Israel. Pentru că spune aici, cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel. Care crezi că este chemarea ta? Să te rogi pentru biserică sau împotrivă? Pentru frați sau să-i părăști? Dacă nu poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru circumstanțele din viața ta, aceasta este o dovadă că spiritual ești la pământ, cum era Ilie. Ai dreptul să te rogi pentru popor, pentru cei din jur, doar după ce ai mulțumit lui Dumnezeu. Știți că Domnul câteodată îngăduie ca să vedem anumite lucruri, defecte chiar. Dar El are un scop de ce ne lasă. Vrea să-și împărtășească câteodată inima noastră, inima Lui cu noi. Să simțim ce simte El. Dar lucrul acesta este ca noi să ne rugăm, să ne aliniem cu El, să luptăm împreună cu El. Domnul îți arată câteodată o spărtură, dar dorește atunci când vezi spărtura să fii primul care să te duci în spărtură și să mijlocești pentru Domnul, înaintea Domnului, pentru popor, pentru o persoană. Mi-aduc aminte de fratele păstor Jack Hayford, care a fost aici în Van Nuys. Am avut mai multe seminarii cu el și la unul din seminarii a spus ceva. Spunea el că era în mașină și a trecut pe lângă o biserică de aici din sudul Californiei care avea 5.000 de membri. Și Domnul le-a zis, uită-te la biserica aceea. Și el s-a uitat și a zis, biserica este moartă. Și el în mintea lui, Doamne, cum să fie biserica asta moartă? Că are 5.000 de membri și le merge foarte bine. Da, din numeri.
Și apoi a început să observe că biserica a început să scade. 4.500, 4.000, 3.500, 3.000. A ajuns până la doar câteva sute de oameni. De la o biserică de 5.000 de membri. Și el mi-a spus, Domnul, biserica e mortă. Și s-a întâmplat ceva. Biserica a început să-și revină. Și a crescut din nou până a ajuns din nou la numărul care îl avea înainte. A durat o perioadă de timp. Și el, supărat înaintea Domnului, când a trecut pe lângă biserică, a zis, Doamne, am crezut că biserica e moartă. Și Domnul i-a zis, eu nu ți-am spus că biserica e moartă doar ca să te informezi. Ți-am spus că biserica e moartă ca tu să te rogi pentru ea, ca Domnul să o învie. Știți, câteodată Domnul își împărtășește inima cu noi. Dar nu ne spune lucrul acesta pentru ca să ne informeze pe noi. Să ne informeze pentru rugăciune. Ne arată spărturile, golurile, porțile arse, să ne punem în spărtură, să ne punem în poartă și să mijlocim înaintea Domnului. Mulțumirea este esențială pentru a dezlega minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Și mulți dintre noi așteptăm minuni. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem o corelație directă între mulțumire și minune. Și vedem lucrul acesta în Vechiul Testament și în Noul Testament. Observați Iona, acest om al lui Dumnezeu care nu era mulțumit deloc de chemarea care avea Domnul pentru el. Și se duce, știm povestea, ajunge în mare, ajunge în fundul mării, ajunge în pântecele Chitului. Și ce a putut să facă Iona acolo 3 zile? Eu mă gândesc că s-a rugat. Și cred că rugăciunea lui se asemăna ceva cu a noastră. Doamne, ai milă! Doamne, scapă-mă! Doamne, iartă-mă! Foarte bine, nu s-a întâmplat nimic. Și Iona se trezește. Iona, capitolul 2, cu versetul 9. Și a treia zi, Iona face o altfel de rugăciune și spune, eu însă, spune Iona, îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire. Voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Care este rezultatul când Iona se roagă și aduce mulțumire? Domnul a vorbit peștelui și peștele a vărsat pe Iona pe pământ. Cred că dacă se ruga mai repede, scăpa mai repede. Și dacă vedeți lucrul acesta în Scriptură, în Noul Testament, când înmulțește Domnul cele 5 pâini și 2 peștișori și hrănește mulțimea aceea de 5.000 de bărbați, plus femei și copii, ce rugăciune a făcut Domnul care a dezlegat această minune? Ioan, capitolul 6, cu versetul 11. Să vedem rugăciunea Domnului. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu și le-a împărțit ucenicilor. Atât. Mulțumirea aceasta a dezlegat minunea. Și oamenii au observat lucrul acesta. Pentru că în versetul 23 vedem cum scrie. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, și au remarcat ceva. După ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Deci ei au observat această corelație și au zis, nu-i interesant? Momentul când am mulțumit Domnului pentru pâine și peștișori, s-a declanșat minune. Au știut, secretul a fost că Domnul a mulțumit. Și apoi, una dintre cele mai mari minuni din Scriptură, învierea lui Lazar. Un om mort de 4 zile, intrat în putrefacție, mirosea greu. Dacă ne-ar chema pe noi, Domnul, Biserica Emanuel, să ne rugăm pentru o persoană ca să învie, care e moartă de 4 zile, care miroase greu și intrată în putrefacție, ce fel de rugăciune am face? Nu știu, dacă suntem de penticostal, cred că strigăm foarte tare. Nu-i rău. Care a fost rugăciunea Domnului Iisus? Ioan 11:41. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Apoi a strigat, Lazare, vino afară. Ai nevoie de o minune în viața ta? Ai pe cineva care a intrat în putrefacție, în ghilimele, care e mort de multă vreme și doar o minune? Primul lucru care trebuie să facem este să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să-i mulțumim că El ne ascultă atunci când noi ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Putem doar cu mulțumire să ne rugăm pentru geabul nostru, soțul, soția, copii, părinți.
Pentru că mulțumirea este esențială pentru a dezlega minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Apoi, minunea este cea mai simplă dovadă de credință. Evrei, capitolul 11, cu versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Trebuie atunci când venim în rugăciune să credem că Dumnezeu ascultă rugăciune. Avem nevoie. Și Iacov 2 cu 17 spune, tot așa credința, dacă n-are fapte, ea este moartă în ea însăși. Credința noastră produce fapte. Un om care trăiește și suflă consumă oxigen și produce carbon dioxid. Că vrea, că nu poți. Dacă sufli, lucrul acesta se întâmplă. Dacă ai credință în viața ta, automat credința aceea produce fapte, cum un om viu produce carbon dioxid. Și dovada care însoțește credința, în primul rând, este mulțumirea. Dacă nu poți să mulțumești lui Dumnezeu, nu poți să spui că crezi. Ce faptă mai putea să facă Iona în pântecele chitului? Dovada credinței lui a fost că i-a mulțumit lui Dumnezeu. Aceasta a fost dovada că el a crezut. Și ca să mulțumești lui Dumnezeu pentru răspuns, trebuie să vezi acel lucru prin ochii credinței. Dacă ești bolnav, da, și spui, Doamne, îți mulțumesc pentru vindecare, trebuie să te vezi sănătos. Și observați, Iona a spus așa, voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Păi ca Iona să-și împlinească juruințele, el prin ochii credinței trebuie să se vadă afară din nou pe uscat. Fapta care însoțește credința noastră este mulțumirea, iar ca să-i mulțumim lui Dumnezeu trebuie să vedem răspunsul prin credință. Are Domnul o întrebare pentru 90% din oameni. Și întrebarea lui este, unde sunteți? La capitolul mulțumirii. Știți întâmplarea unde Domnul a vindecat pe cei 10 leproși, da? Și în drum să se arate preoților, s-au văzut toți că erau vindecați, curați. Și s-a întors unul să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și spune în Luca, capitolul 17, cu 17, Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățați toți cei 10? Întrebarea Domnului, dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? 10 au fost vindecați, doar unul s-a întors. Cred că procentajul acesta cam reprezintă omenirea. Domnul face bine la toți oamenii. Să fie doar 10% care se întorc să-i mulțumească lui Dumnezeu? Și Domnul a spus, pentru că omul acesta s-a întors să mulțumească, mulțumirea aceasta îi aducea slavă lui Dumnezeu. A zis, doar acesta s-a întors să dea slavă lui Dumnezeu. Cei ce nu-i mulțumesc lui Dumnezeu, de fapt, fură din slava lui Dumnezeu. Și observați că Domnul a zis ceva acestui om care s-a întors să mulțumească. Apoi a zis, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Știți, 10 oameni au fost vindecați de lepră în acea zi. Dar doar unul din acei 10 a fost și mântuit. Care a fost diferența? Unul s-a întors să mulțumească lui Dumnezeu, să-i dea slavă lui Dumnezeu mulțumind. Cei ce se întorc la Dumnezeu să-i mulțumească, nu pleacă cu mâna goală. Cum n-a plecat leprosul acesta. Domnul ne-a făcut nouă atâta de mult bine. Să așteaptă de la fiecare din noi să ne întoarcem să-i mulțumim. Și nu doar în Duminica Mulțumirii sau de Thanksgiving, în fiecare zi. Care este opusul mulțumirii? Cârtirea. Nu există neutralitate la subiectul acesta. Suntem toți undeva pe spectrum între mulțumire și cârtire. În fiecare zi, în fiecare moment, suntem undeva. Și noi trebuie să ne întrebăm, unde sunt astăzi? Spune cuvântul Domnului Filipeni, capitolul 2, cu versetul 14. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. De ce? Ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticăloș și stricat.
observați că dacă noi vrem să fim fără vină și curați, trebuie să facem toate lucrurile fără cârtiri. Și Domnul le asociază pe cei care au cârtire în viața lor cu un neam ticălos și stricat. Ce înseamnă să fii cârtitor? Să fii nemulțumit. Să fii nemulțumit de soarta ta în viață, de circumstanțe. Spune Iuda, versetul 16, ei sunt niște cârtitori nemulțumiți de soarta lor, trăiesc după poftele lor. Un om care trăiește după poftele lui, se așteaptă ca întotdeauna lucrurile să fie după dorințele lui, după poftele lui. Și când nu este așa, este nemulțumit și cârtește. Cârtirea dovedește că firea noastră nu este răstignită, nu este pe cruce. Cârtitorii sunt nemulțumiți de tată, de mamă, de soț, de soție, de copii, de părinți, de job, de liderii de la biserică, de frații din jur. Întotdeauna văd partea goală a paharului. Știți că câteodată Domnul ascunde cele mai mari binecuvântări în necazuri? Iosif era în casa lui Potifar, își făcea geabul cu performanță, am spune noi. Și a venit un necaz peste el, a fost acuzat pe nedrept și a fost aruncat în temniță. Păi noi știm povestea că a fost cea mai mare binecuvântare, pentru că aceasta l-a dus la destinul care l-avea. Dar știți că Domnul are aranjate anumite lucruri în viața noastră ca un pas spre binecuvântare? Și lucrul acesta nu poți să-l vezi decât prin credință. Ce se întâmplă atunci când noi trecem printr-o temniță din aceasta și dăm cu pumnul în masă și spunem că nu este drept și cârtim? Ne descalificăm de la răspunsul care îl așteptăm de multă vreme. Știți că îngăduie Domnul câteodată anumite lucruri în viața noastră să ne trezească pentru că inima noastră pentru Domnul s-a răcit și noi și familia noastră ne îndreptăm spre iad, fără să ne dăm seama. Și este cel mai mare har să îngăduie Domnul anumite lucruri în viața noastră, să ne trezim. Ce costează unui om să câștige toată lumea și să piardă sufletul? Cârtirea are consecinții grele. Scrie Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 10. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul, o soartă teribilă pentru cârtire. Știți, Israel a trimis Moise 12 iscoade să meargă în locul de binecuvântare și să aducă un raport înapoi. Și acele 10 iscoade au făcut pe Israel să cârtească. Numeri capitolul 14 cu versetul 36. Și spune așa, bărbații care îi trimise Moise să iscodească țara și care la întoarcerile lor făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui înnegrind țara. Oamenii aceștia care înnegriseră țara au murit acolo înaintea Domnului loviți de o moarte năprasnică. Așa judecata a avut Domnul pentru cârtire. Opinia lui Dumnezeu pentru cei care cârtesc a fost stabilită în Scriptură. Atâta de mult urăște Domnul cârtirea. Oamenii aceștia, în loc să aducă un raport bun prin credință, au făcut ca toată adunarea aceasta să cârtească. Nemulțumirea, să știți, și cârtirea este o boală spirituală foarte contagioasă. 10 oameni au reușit să facă un popor de 2 milioane de oameni să cârtească. Repede. Așa de contagioasă a fost cârtirea aceasta. Și de aceea o judecă Domnul așa de aspru. Spune că au murit acolo înaintea Domnului, loviți de o moarte năprasnică. De ce? Au cârtit. Au făcut pe poporul Domnului să cârtească. Pierderea răbdării duce la cârtire. De multe ori așteptăm promisiunile Domnului și nu vin cât de repede ne așteptăm noi și... Spune Numeri, capitolul 21, cu versetul 4. Israel au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și ca rezultat a vorbit împotriva lui Moise.
Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Rezultatul. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni din Israel. Aceasta este atitudinea lui Dumnezeu despre opusul mulțumirii, despre cârtire. Și mă întreb dacă poate ne-am pierdut și noi răbdarea pe drum. Oare ne-am pierdut răbdarea și am cârtit și noi? Pentru că în momentul în care am cârtit, deschidem ușa la niște șerpi înfocați a Duhului Întunericului, care vin și ne mușcă pe noi și ne doare și face și pe alții să sufere. Și spune că poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prajină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Soluția pentru nemulțumire, pentru cârtire, este să ne uităm la jertfa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus spunea în Ioan 3:14: și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Crucea Domnului Iisus Hristos este soluția pentru murmurare. Atunci când te uiți la crucea Domnului Iisus Hristos, ce pretenții mai poți să ai? El a fost pus pe o cruce, batjocorit, părăsit de prieteni, ca să ne aducă nouă vindecare, eliberare și restaurare. Și atunci când ne uităm la jertfa Domnului Iisus Hristos și ne uităm la nemulțumirile noastre, rămânem fără cuvinte.